Suntem mulți în club, noi vorbim, avem o comunicare bună și corectă, cred, de la Florin, Dan, cu Luci, nu avem nimic de ascuns, ne spunem lucrurile între noi chiar franc în față. Și apropo de presiune, simțiți asta pe... Nu, am mai spus odată, presiunea e una, responsabilitatea e cu totul altceva. Da, eu personal simt o responsabilitate, mai simt frustrări, pentru că orice aș vrea eu să spun, nu pot să spun toate lucrurile, pentru că sunt unele de vestiar sau sunt unele de club, efectiv. Și trebuie să țin așa, în mine, oarecare presiune. Aia e o frustrare. În rest, simt responsabilitate. Da, cineva mi-a dat o gestiune în mână, așa, cu balanța pe minus, nu pe minus, pe foarte minus, dar mi-a dat o gestiune. Mă simt responsabil să fac lucrurile să ajungă la pozitiv, măcar de la zero să avem o imagine spre partea pozitivă. Una e presiunea, poate presiunea vine de la mine, de la dorința mea, de la modul meu de a fi oarecum habotnic în ceea ce fac, dar nu presiune, nu e o presiune. E un joc de fotbal, e un sport până la urmă și lucrurile astea trebuie crescute cu valori, cu reguli, cu principii, nu cu frică și nu cu război. Ok, mulțumim frumos pentru prezență. Da, sigur că da. Un citricol am și eu.